Nu știu dacă v-am spus data trecută că în anul acesta ne-am propus ca biserică să fim de nota 10. Anul 2010 să-l trăim de nota 10 și ne-am gândit că, da, ar trebui să fim pocăiți de nota 10, vecini de nota 10, patron de nota 10, angajați de nota 10, coriști de nota 10, dar și familiști de nota 10. Unde credeți că este mai greu? Dacă întorc lista pe care am făcut-o, câteodată cel mai greu este să fii soț de nota 10, să fii soție de nota 10, dar cu ajutorul lui Dumnezeu se poate. Amin? Amin. Așa că în seara aceasta mă rog lui Dumnezeu, așa cum spunea fratele păstor, să încercăm în lumina cuvântului și cu ajutorul lui Dumnezeu să fie puțin mai bine. Poate nici salturile foarte mari nu sunt bune, dar așa, puțin câte puțin, câte o treaptă, până vom ajunge acolo unde ne dorește Domnul nostru. Mă bucur că sunteți în locul acesta, mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în locul acesta. Mă rog lui Dumnezeu, El, prin Duhul Sfânt, să ne călăuzească în tot adevărul. Și în adevărul auzit și în adevărul împlinit. Înainte de a mă apropia de un subiect pe care vreau să-l dezvoltăm în seara aceasta, vreau să recit o poezie care spune: cât costă, Iisuse, un nou răsărit ce aduce lumina și viața? De ce orice noapte are sfârșit? De ce vine ea dimineața? Cât costă, Iisuse, un nou început? O șansă să-mi curăț trecutul? O clipă în care să uiți ce-am făcut, să-mi vii iarăși Duhul, nu lutul. Cât costă, Iisuse, acestea nu știu. Și drept să-ți spun, nici nu-mi pasă. Oricât ar costa, în jertfă sau har, le vreau și în biserică și în casă. Te rog mult de tot, Iisuse iubit, iartă-mi prezent și trecut și în dragostea mare cum ești vestit, dă-mi astăzi un nou început. Poate că de asta a lăsat Dumnezeu să se numere zilele și săptămânile și anii, ca să ne amintim în fiecare zi de bunătățile Lui care n-au ajuns la capăt, și de responsabilitățile noastre care n-au ajuns la capăt. Mă gândeam astăzi la mesajul pe care ar fi bine să-l împărtășesc cu dumneavoastră și mi-am dat seama că atunci când ne gândim la căsătorie, în mod inevitabil, ne gândim pentru început la doi tineri. Doi tineri care au o slujbă și slujba lor este să își câștige inima. Un băiat să câștige inima unei fete și o fată să câștige inima unui băiat. Vreau să vă întreb, a fost ușor? Mie nu. Mi-a luat cam mult timp. Și poate mulți când ne vom gândi în urmă vom spune, n-a fost chiar atât de ușor să îl câștigi sau să o câștigi. Și dacă i-am întrebat pe tinerii prezenți, ar spune că nici lor nu le este chiar ușor. Mai ales când este vorba de a câștiga ceva valoros. Și mi-am dat seama că ar trebui, când ne gândim la a câștiga inima cuiva, să realizăm că o fată sau un băiat ar putea să câștige inima celuilalt un pic mai ușor, cum se spunea, dacă ar fi ajutat. Dacă ar fi ajutată. Și eu vreau să ne gândim în seara aceasta, cine ar trebui să le ajute pe fete? Cine ar trebui să-i ajute pe băieți să câștige un pic mai ușor și poate uneori mai repede inima celuilalt? Probabil unii vom spune,
poate că Dumnezeu ar trebui să ajute. Ce ziceți? Credeți că e pasă lui Dumnezeu de noi? Credeți că cel care cunoaște inima, inima fiecăruia, ar putea să te ajute să câștigi inima pe care nu o cunoști? Cei care sunteți tineri, necăsătoriți în locul acesta, încă o dată vă sfătuiesc, dacă vreți o căsătorie bună, cu o inimă bună, pe lângă un trup bun, să întăriți mult relația voastră cu Dumnezeu. Că inima pe care nu o cunoașteți voi și nu o puteți cuceri voi, o cunoaște Domnul. Și Domnul știe ce își dorește inima respectivă, Domnul știe care sunt cuvintele plăcute pentru inima respectivă. Este ușor și este adevărat să spui că Dumnezeu te ajută în toate domeniile, în domeniile bune mă refer, dar pe de altă parte am o altă întrebare. Oare biserica nu i-ar putea ajuta pe tineri să câștige inima altor tineri? Eu cred că orice biserică, prin învățătura pe care o dă, prin rugăciunile pe care le înalță către Dumnezeu, prin ajutarea tinerilor să aibă un caracter sfânt și un comportament deosebit, îi poate ajuta când este vorba de căsătorie. Știți ce m-aș bucura să aud în Cluj? Nu știu dacă dumneavoastră v-ar plăcea lucrul acesta. Să înceapă să circule așa o vorbă prin Cluj. Dacă vrei o fată bună sau un băiat bun, du-te pe Carpați. De ce? Pentru că cei de acolo se ocupă de tinerilor, îi învață, sunt oameni de caracter, oameni cu teamă de Dumnezeu, oameni cu un comportament sfânt și bineînțeles și frumoși, dar frumoși sunt peste tot. Celelalte probleme sunt un pic mai greu de rezolvat. Cred că noi putem ajuta ca biserică și cred din toată inima că părinții pot să ajute când este vorba de a câștiga inima cuiva. Știți că rolul nostru ca părinți este foarte important? Știți că imaginea pe care o oferim noi îi avantajează sau îi dezavantajează pe copiii noștri? Cei care se uită după copiii noștri pricep și care le sunt părinții. Și câteodată ei se pot gândi, dacă și copiii sunt ca părinții, slavă Domnului, o să fie ușor. Pe de altă parte, când ne văd pe noi, să spune, dacă fata s-a aruncat pe taică, probabil că o să am mult de lucru. Este foarte important cum ne trăim viața de familie, este foarte important ce îi sfătuim pe copii, este foarte important cum ne rugăm pentru ei, să-i ajutăm ca la vremea potrivită să câștige inima care trebuie câștigată. Pentru că înainte de a se ajunge la altar, trebuie două inimi să se unească și noi vrem să se unească mereu în voia lui Dumnezeu. E adevărat, poate unii vă gândiți, oare chiar trebuie câștigat un băiat sau o fată bună sau este un dar de la Dumnezeu? Și ca să vă liniștesc, o să spun următorul lucru. Exact ca în relația cu Dumnezeu, când inima noastră se unește cu inima lui Dumnezeu, este și în căsătorie. Te uiți în Scriptură și vezi cu bucurie că în unirea inimii noastre cu inima lui Dumnezeu, pe de o parte Dumnezeu s-a aplecat înspre noi. Este darul Lui. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că ne-a dăruit. Dumnezeu ne-a făcut darul Lui nespus de mare. Pe de altă parte, mereu ni se spune în Scriptură, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Este coborârea lui Dumnezeu înspre noi, în darul Lui, și este căutarea noastră după Dumnezeu. Cam așa văd lucrurile și într-o familie care poate fi binecuvântată de Domnul. Pe de o parte, un partener bun, un soț bun, o soție bună, este un dar de la Domnul. Amin? Amin. Dar pe de altă parte, darul acesta lui Dumnezeu pretinde și din partea noastră un anume comportament, o anume conduită și trebuie să avem grijă să ne comportăm în așa fel ca să putem câștiga inima respectivă și apoi să o păstrăm pentru viață. Acum, este clar că nu este ușor să câștigi inimi, dar în final, unii le-am câștigat, așa-i? Și asta a făcut să venim în fața altarului. Am venit aici, zile frumoase, poze multe, DVD-uri, musafiri, flori, prăjituri și sarmale.
și cadouri, numai că ziua aceea este așa de scurtă. Și începe viața de familie. Și întrebarea este, după ce l-am câștigat pe celălalt și am primit și binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că aici trebuie chiar să fim foarte atenți în generația noastră și cred că este rolul părinților, rolul bisericii, pentru că tinerii, este normal când se gândesc la nunta lor să se gândească mult, la frumos, la deosebit, să fie ceva măcar altfel decât la nunta celuilalt. Cred că datoria noastră este în toată frumusețea respectivă să nu pierdem din vedere binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu vorbim de binecuvântarea lui Dumnezeu, nu este altceva decât un spectacol reușit. Dar nu cred că pentru aceasta venim la biserică. Ne dorim o nuntă reușită, o nuntă frumoasă, dar cred că oricine ar trebui să spună, mai presus de orice, avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și noi trebuie să avem grijă ca în mijlocul frumosului binecuvântarea lui Dumnezeu să poată veni din plin. Am venit în locul acesta, am cerut binecuvântarea lui Dumnezeu, am primit binecuvântarea lui Dumnezeu și acum cei doi pleacă în viața de familie. Cei mai mulți am plecat în viața de familie. Întrebarea mea este, care sunt obiectivele noastre pentru viața de familie? Ce urmărim în viața de familie? Și aș vrea să vă aduc aminte în seara aceasta două lucruri pe care nu putem să nu le observăm în Scriptură atunci când este vorba de viața de familie. Un prim lucru, în viața de familie, oricine am fi, trebuie să căutăm să fim plăcuți Domnului. Amin? Nu poți să te căsătorești ca mântuit, ca și copil al lui Dumnezeu, ca unul care știe că împărăția este prioritară, ca unul care știe că Dumnezeu trebuie cinstit, trebuie onorat, că un copil al lui Dumnezeu trebuie să-i fie plăcut Domnului în orice lucru. Nu poți să te gândești la Domnul Iisus Hristos care spunea întotdeauna fac ce este plăcut Tatălui și să te căsătorești, să-ți propui să calci pe urmele lui Hristos, dar să nu mai fii în voia Tatălui. Să fim pe placul lui Dumnezeu. Este foarte important când este vorba de viața de familie. Și apoi, poate surprinzător pentru unii, tot viața de familie ne cere să fim și pe placul partenerului. Când este vorba de a fi pe placul lui Dumnezeu, noi trebuie să fim pe placul lui Dumnezeu în toate domeniile, în toate ocaziile și în toate etapele vieții. Nimeni nu poate spune în Scriptură, noi trebuie să fim pe placul lui Dumnezeu doar în aspectele acestea, în celelalte Dumnezeu nu este interesat. Sau trebuie să fim pe placul lui Dumnezeu primul an de căsnicie și ultimul an de căsnicie, între cei doi ani nu prea are importanță. Scriptura ne cere să fim plăcuți lui Dumnezeu în toate domeniile, în fiecare etapă a vieții și să fim plăcuți lui Dumnezeu în așa fel încât fericirea, binecuvântarea și plăcerea Domnului în noi să nu se termine la mormânt. Când urmărim să fim pe placul lui Dumnezeu, este foarte important să păstrăm în calcul veșnicia. Foarte important să păstrăm în calcul veșnicia. Nu știu dacă data trecută, chiar nu mai rețin dacă v-am spus sau nu, dar dacă pot eu suporta încă o dată explicația, vă spun și dumneavoastră, lucrul acesta este evident în relația Hristos-Biserică. Noi deseori cităm Efeseni capitolul 5, de la versetul 22. Și acolo ideea este bărbaților, ce să faceți? Iubiți-vă nevestele precum Hristos Biserica. Și dacă vă spuneam atunci, sau dacă ați auzit în altă parte, de obicei spun că acest pasaj din Scriptură se citește cam în trei moduri, în trei feluri. Unii citesc doar atât, bărbaților, iubiți-vă nevestele. Și apoi pleacă într-un proces, într-un stres, într-o alergare, cum să-mi iubesc nevasta, cum se simte nevasta iubită, cum mă poate ea înțelege. Și ajungem la concluzia că ce înseamnă iubire pentru noi și iubire pentru ea poate fi distanță de la cer la pământ și căutăm noi metode și noi inovații și s-ar putea să alergăm viața întreagă și să ne dăm seama că vorbim limbi străine. Noi o iubim, dar ea nu pricepe că o iubim din felul nostru de a iubi și de aici pot să apară tot felul de lucruri plăcute și neplăcute. Alții vin și spun, frate Efesen, este puțin mai clar, bărbaților iubiți-vă nevestele precum Hristos a iubit biserica. Și când se opresc aici, știți la ce ne gândim? Imediat
în mod inevitabil te gândești la cruce. Și eu vă spun, n-aș vrea să fiu o fată în biserică care să aud toată vara predici de nuntă și mereu să spună precum Hristos biserica să se oprească aici, că știți ce mi-aș imagina? Dacă eu mă mărit cu Ionuț, care este solist printre altele, el după modelul lui Hristos, dacă într-o zi va fi necesar, el va fi pe cruce pentru mine. Că așa îl învață Hristos. Și de obicei și ce se întâmplă? Nu la cruce, ci în altă parte. Te întorci din luna de miere și stai în casă, că Domnul te-a binecuvântat cu casă, și îl rogi pe Ionuț să coboare până în beci, să aducă un castron de cartofi, ca să-i faci cartofi pai, că deși nu sunt sănătoși, lui îi plac și vrei să-i fii pe plac. Ionuț tocmai atunci s-a nimerit să se uite la televizor, unde se joacă un meci de tenis între doi jucători de care n-a auzit în viața lui. Și când soția îi spune să lase meciul două minute, să aducă cartofi pentru el, știți care este întrebarea lui Ionuț? Poftim? Adică el să coboare până... Vă dați seama ce schimbare poate fi în mintea acelei femei? Ea care credea că într-o zi el va fi pe cruce pentru ea și acum nu se duce nici măcar să-și aducă cartofi lui, dar să-l pui să ducă gunoiul. Eu cred că atunci când te uiți în Scriptură, și asta este, fraților, pentru noi și bucuria, dar și semnalul de alarmă. Când spune bărbaților, iubiți-vă nevestele precum și-a iubit Hristos biserica. Apostolul Pavel merge a explica cum și-a iubit Hristos biserica. Și știți unde se oprește el? S-a dat pentru ea, a curățit-o, lucrează să o sfințească, ca într-o zi să o ducă unde? Nu la cimitir. Și să iasă poze frumoase. Să o ducă înaintea Tatălui și înaintea Tatălui să fie curată și fără riduri. Să nu fie îmbătrânită. Să fie frumoasă, strălucitoare. Când am citit pasajul acesta, mi-am dat seama că Iisus Hristos, în relația cu biserica, are o perspectivă veșnică. Și ascultați-mă bine, Hristos niciodată n-a renunțat la planul acesta. Slavă Domnului! Hristos nu se bucură doar de ce suntem acum. Și Hristos nu se va opri niciodată din lucrul Lui, până când vom ajunge înaintea Tatălui frumoși și strălucitori. Frați, bărbați, cam aceasta este misiunea noastră. În așa fel să lucrăm, în așa fel să ne rugăm, în așa fel să motivăm, în așa fel să iubim, în așa fel să iertăm și tot ce vreți să adăugați aici, ca și datorită acțiunilor noastre, într-o zi, nevestele noastre să fie în glorie cele mai frumoase. Băieților, dacă voi vă gândiți că asta e o slujbă ușoară, întrebați-ne și pe noi. Cam ce înseamnă să investești privind la veșnicie, la glorie și la mulțumirea lui Hristos? A fi bărbat în voia lui Dumnezeu nu înseamnă să ai o nevastă pe placul tău, numai. Ci în așa fel să te porți cu soția și în așa fel să-ți tratezi soția, ca Iisus Hristos să fie mulțumită de ea. De ce spun, când vorbim de viața după altar, noi trebuie să ne gândim să fim pe placul lui Dumnezeu și este vorba de amândoi. Și surorilor, dacă v-a picat bine ce le-a spus fraților, doar atât spun, se aplică și în dreptul vostru, exact același lucru, să vă ajutați soții să ajungă înaintea lui Hristos, dar să arate bine înaintea lui Hristos. Și cu toată modestia, când veți fi acolo să spui, Doamne, îți place de bărbatul meu? Da. Vreau să spun că și datorită mie. Dacă îi dădeai altuia, nu știu unde era săracul. Nu știu ce se alegea de el. Dar rugăciunile mele, lacrimile mele, motivația care am pus-o eu mereu înaintea lui, modelul care l-am oferit, răbdarea mea, câteodată rănile mele, au ajutat ca el să fie aici și atât de frumos. Și Domnul să spună, bine, slugă bună și credincioasă și în domeniul acesta. Amin?
Amin. Domnul să ne ajute. Vedeți, este vorba de a fi pe placul Domnului, dar și de a fi pe placul celuilalt. Și poate că lucrul acesta, dacă ideea de a fi pe placul Domnului sună tare biblic și tare așa spiritual, poate că ideea de a fi pe placul celuilalt sună mai puțin biblic. Dar aș vrea să deschide Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 7. Și aș vrea să vă uitați în capitolul acesta, la versetul 32, aș vrea chiar dacă cineva vrea să citească, sau probabil că o să citesc eu ca am microfonul și să fie bine pentru înregistrare. Vă rog să fiți atenți dacă și la dumneavoastră scrie ca la mine. Versetul 32 din capitolul 7, așa, mulțumim, ne l-ați și afișat. Apostolul Pavel, într-un anume context, spune: aș vrea ca voi să fiți fără griji, cine nu este însurat. Apropo, cam care vă situația aici? Cine nu este însurat? Mâna sus. Domnul să vă binecuvinteze. Deci, mesajul acesta este pentru voi. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Acum să nu înțelegeți de aici că nu trebuie să fiți și pe placul părinților. Dar apostolul vorbește în contextul relației de familie, soț-soție, și spune: dacă nu ești însurat, ai o mare responsabilitate, să fii plăcut lui Dumnezeu. Și eu le spun: onara, e foarte bine câtă vreme ești cu Domnul Iisus. Mănânci când vrea Domnul Iisus, te culci când vrea Domnul Iisus, pleci când vrea Domnul Iisus, vii când vrea Domnul Iisus, îi dai raport Domnului Iisus Hristos și ești liber. În contextul relației soț-soții. Numai că tare puțini au ridicat mâna că sunt neînsurați. Deci probabil că va trebui ceilalți să ridicăm mâna, da? Dar cine este însurat, să văd cam câți ridicați mâna, cine este însurat, deci acum noi trebuie să ne subliniem versetul acesta în Scriptură, cine este însurat se îngrijește, citiți dumneavoastră toți bărbații, se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Nu vi se pare că sună puțin păgân? Așa e. Și totuși e din Scriptură. Dacă n-ai ști că e din Scriptură, și poate dacă te-ar prinde și într-o pasă mai rea în relația cu soția, nu că ar exista așa ceva, să vină cineva să-ți spună că tu ca om al lui Dumnezeu și eu ca om al lui Dumnezeu trebuie să mă îngrijesc de lucrurile lumii, cum să-i plac nevestei, ar suna tare păgânește. Dar am o descoperire, frați bărbați. Dacă până acum versetul acesta în Biblia voastră n-a fost subliniat, mâine dimineață îl veți găsi subliniat. Și nu cred că un înger al Domnului îl va sublinia, ci un copil al Domnului, adică nevasta, va spune: Doamne, că n-am știut că asta scrie în Biblie, să-i arăt la al meu că mai trebuie să țină cont și de nevastă dacă este însurat. Și mai în glumă, mai în serios, de eu spun mai în serios decât în glumă, să știți că uneori avem o mare problemă cu unii bărbați, de pe la Constanța, Brăila și Suceava. Cam uite că sunt însurați. Și ei, după ce se însoară, ei numai cu Domnul Iisus vor. Ei ar vrea cu Domnul Iisus să sfătuiască, pleacă când vrea Domnul Iisus, vine când vrea Domnul Iisus, și nevestele se uită și spune: Ionuț, tu de ce te-ai însurat dacă ai vrut numai cu Domnul Iisus? Deci, vedeți, noi putem să spiritualizăm și nu la întâmplare Apostolul Pavel spune, da, dacă e singur cu Domnul Iisus, și spuneam, nu poți, nici singur nu poți numai cu Domnul Iisus, pentru că ai și alte responsabilități, dar vorbind în contextul relației sau soție. Dar dacă te-ai căsătorit, îți atrag atenția că mai apare o responsabilitate. Responsabilitatea de a fi și pe placul celuilalt. Și dacă lucrul acesta este adevărat în dreptul bărbaților, ascultați surorilor ce spune Scriptura. Tot așa, versetul 34. Între femeia măritată și fecioară, adică cea nemăritată, este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului. Câte sunteți necăsătorii de aici? Mâna sus. Așa, puțin. Domnul să vă binecuvinteze. Cea nemăritată se îngrijește să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul. Amin? Sfântă.
Mă, nu știu de ce se îngrijesc cele nemăritate, că n-am fost niciodată fată. Să știu ce are în minte o fată nemăritată. Poate că multe lucruri. Apostolul Pavel spune, chiar există un lucru important pentru o fată nemăritată. Să fie sfântă. Cred că încă a rămas pe listă și sfințenia. Nu știu dacă la urmă, la mijloc, dar Apostolul spune, cea nemăritată trebuie să fie sfântă, ceea ce înseamnă ca la băieți să fie pe placul Domnului. Iar cea măritată, pentru că cea nemăritată a hotărât să se mărite de bunăvoie și nesilită de nimeni, iar cea măritată, surorilor, vă rog să citiți, se îngrijește de... Dar de ce nu aveți curaj să citiți din Biblie? Că vă aud bărbații, oricum ei au văzut acolo. Cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă cui? Nu bărbaților, ci bărbatului ei. Mai eu nu cred că există femeie care se îngrijește mai mult să placă bărbaților decât bărbatului. Dar în viață am suferit pentru credință și necredință. Când eu am crezut într-un fel și realitatea a fost alta. Și eu am ajuns la următoarea concluzie. Nu cred că există domeniu în viață, dacă suntem sinceri cu noi înșine. Nu cred că există domeniu în viață în care n-ar trebui să ne ridicăm întrebări. Și eu cred că oricât de pocăit aș fi, oricât de sfânt aș fi, mi-aș pune întrebarea, măcar în seara aceasta, mi-aș pune întrebarea, dacă mă uit la o săptămână din viața mea, dacă mă uit la o lună din viața mea și la investițiile pe care le-am făcut, oare procentul mai mare a fost să fiu pe placul bărbaților sau pe placul bărbatului? Și dați-mi voie să vă spun, nu mă gândesc la nimic păcătos. Mă gândesc chiar la lucruri normale și naturale în viață. Și poate că unele, surprinzător, veți descoperi că pune mai mult accentul de a părea bine în ochii altora și, din nou spun, nu mă refer la lucruri păcătoase, decât de a arăta cel puțin la fel de bine în ochii bărbatului. Și Scriptura spune că cea măritată trebuie să investească și în domeniul acesta să fie plăcută bărbatului. Cu precizarea, să nu înțelegeți greșit, că nu abandonăm de a fi plăcuți Domnului. Deci, vedeți, pe de o parte, noi rămânem plăcuți Domnului și trebuie să fim plăcuți Domnului în toate lucrurile și lângă responsabilitatea aceasta de a fi plăcut lui Dumnezeu, odată ce m-am căsătorit, apare responsabilitatea de a fi și pe placul partenerului. O să vă rog să nu ridicați mâna, că pun o întrebare. Frați bărbați, cui îți este mai ușor să-i fii pe plac? Domnului sau nevestei? Surorilor, cui vă este mai ușor să-i fiți pe plac? Domnului sau bărbatului? Depinde de împrejurări. O să vă fac eu o mărturisire, care am făcut o biserică. Și noi avem o biserică bună, frumoasă, binecuvântată de Domnul. Oameni sfințiți de Domnul Iisus Hristos. Și spun asta nu, așa, ca să-i vorbesc de bine. Chiar avem o biserică frumoasă, o biserică bună și o să vă dau un argument mare. Mă rabdă pe mine 22 de ani. Să știți că nu sunt ușor de răbdat. Așa, câteodată, cam un safir, dar și atunci e greu. Dar 22 de ani să fie acolo, să te rabde. Și cred că mă și iubesc. Asta e mare lucru, dovadă că-s născut din nou. Dar știți ce ne-a spus într-o zi? Fraților, să nu vă supărați, dar am ajuns la concluzia că mai ușor pot împlini dorințele Domnului decât a unora dintre voi. Asta a fost constatarea mea. Și dacă m-ați întrebat ca bărbat, dar nu pot să spun asta public, se și filmează, frate Iuga, au fost ocazii în care ți-a fost mai greu să fii pe placul soției decât a Domnului? Spune, da. Și dacă ați întrebat-o pe nevasta, sora divină, ați avut ocazii în care v-a fost mai ușor să vă supuneți Domnului decât soțului? Ia o să vă întrebe, vrei și o cifră? Sau doar un răspuns simplu?
Și totuși, dacă dorim să împlinim Scriptura, noi nu le putem separa pe celelalte. Și atunci întrebarea mea este, dacă spuneam că în dreptul tinerilor, tinerii trebuie ajutați să câștige inima cuiva, în dreptul familiștilor, când este vorba de a păstra inima, de a fi și pe placul Domnului și pe placul celuilalt, oare nu avem nevoie de ajutor? Și dacă Dumnezeu ne ajută să câștigăm inima unui tânăr, oare nu avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu să păstrăm inima acelui tânăr, acelei tineri? Și poate că o întrebare ar trebui să ne punem noi, cum să mă comport înaintea lui Dumnezeu? Ce fel de relație ar trebui să am cu Dumnezeu? În ce cadru ar trebui să mă încadrez ca Dumnezeu să fie de partea mea, să-mi dea ajutorul? Pentru că Dumnezeu nu ajută pe oricine, la orice. Pe un păcătos, știți unde îl ajută Dumnezeu? Să se pocăiască. Să se smerească înaintea Creatorului. Pe un sfânt, pe un copil al lui Dumnezeu născut din nou în ascultare, Dumnezeu îl ajută în împlinirea planurilor bune. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu pentru binele nostru, pentru binele familiei noastre, ne-a dăruit Scriptura. Ne-a dăruit biserica, frați și surori, mădulare în trupul lui Hristos. A pus în noi Duhul Sfânt, ne oferă călăuzirea Duhului Sfânt. Și noi ar trebui să spunem, da, vreau ajutorul lui Dumnezeu. Dar nu pot spune vreau ajutorul lui Dumnezeu și să neglijez Scriptura. Nu pot spune vreau ajutorul lui Dumnezeu ca să am o familie bună, să păstrez inima celuilalt și să neglijez rugăciunea, să neglijez curăția, să nu întristez pe Duhul Sfânt care este în mine. Nu pot să neglijez darurile bisericii și celelalte mădulare din trupul lui Hristos și apoi să spun, Dumnezeu nu mă ajută. Nu, Dumnezeu ne ajută prin modalitățile acestea și e foarte important să le folosim. Ne ajută Dumnezeu, ne ajută biserica, dar cred că este foarte, foarte important. Și aici aș vrea să fiți foarte atenți. E foarte important să ne ajutăm unul pe celălalt. Eu cred că și când este vorba de doi tineri, eu cred că o fată îl poate ajuta pe un băiat să-i câștige inima. Și ar trebui să facă probabil două lucruri, dacă nu vrea să facă mai multe. Unul, să se roage. O rugăciune simplă, Doamne, dacă Tu vrei el să mă câștige, dă-i putere. Dacă nu vrei să mă câștige, bagă-i bețerate. O rugăciune simplă și Domnul știe ce are de făcut. Partea cealaltă ar trebui, când vine vremea potrivită, vârsta potrivită, nu vorbim de copilării, poate uneori să stai doar să-l asculți pe celălalt. Și să vezi ce planuri are, ce gânduri are, ce urmărește. E foarte important să cunoști. Să cunoști persoana respectivă. Eu vin de la o întâlnire cu colegii de seminar, și deja am ajuns și unii ne apropiem de vârsta în care ni se căsătoresc copiii. Și unul din colegi care recent și-a căsătorit unul din copii spunea, fiica mea cu oricine ar fi fost gata să discute, numai cu actualul soț meu. Fugea de el de numă. Orice, dar cu el nu. Până într-o zi în care el a spus, fată, pot să stai să mă asculți un pic? Ce vreau, ce planuri am. Și după ce l-a ascultat câteva ceasuri, l-a mai ascultat de câteva ori și s-a hotărât să-l asculte toată viața. E foarte important să-l ajuți pe celălalt într-un cadru sfânt și normal și apoi când te-ai căsătorit, cu atât mai mult avem responsabilitatea să-l ajutăm pe celălalt. Vedeți, surorilor, noi spunem, bărbații ar trebui să aibă grijă de inima noastră. Dacă ne-au cucerit-o cândva, ar trebui să știe să ne-o păstreze, să ne-o prețuiască. Eu vă întreb, cine să-i ajute? Că din câte citesc eu în Scriptură, deși Dumnezeu ajută, părinții pot ajuta, alte familii pot ajuta, biserica poate ajuta, din câte citesc eu în Scriptură, totuși există doar cineva unde specific se spune că este ajutorul potrivit. Și aceea ești tu. De asta te-a creat Dumnezeu. Să-l ajuți pe soțul tău. Și spui, frate, cum? Să-l ajut inclusiv
în a-și păstra iubirea pentru mine? Întrebarea mea, dacă nu-l ajut, cine să-l ajute? Vecina, colega de serviciu, să-și păstreze iubirea pentru tine? Sau numai noi, predicatori, prin predici? Vedeți, noi avem un mare dezavantaj, avem predici bune, slavă Domnului, că El ni le dă. Dar vi le predicăm numai când veniți. Și voi decideți de câte ori veniți la biserică. Și apoi le predicăm la anumite ocazii. Că nu putem predica toată duminica aceeași predică. Și dacă în fiecare duminică am predicat la surori, același lucru. Și la frați, același lucru. Știți care este problema? Că dumneavoastră le predicați bărbaților mai mult ca noi. E greu să reziști la o predică mai lungă de un ceas. Iar dumneavoastră le predicați ceasuri întregi în fiecare zi. Prin conduita dumneavoastră, prin vorbele dumneavoastră, prin trecerea dumneavoastră. Deci noi putem spune mereu bărbaților, fraților, păstrați inima soțiilor. Ați câștigat-o, păstrați inima soțiilor. Asta este predica noastră. Dar dacă nu sunteți atente, predica dumneavoastră sigur va bate predica noastră. Și Dumnezeu va așeza lângă ei să-i ajutați inclusiv în relația de familie, în domeniul acesta, a păstra inima și a fi și pe placul lui Dumnezeu și pe placul vostru. Nu este un lucru ușor, să știți. A fi pe placul lui Dumnezeu și a fi pe placul celălalt nu este un lucru ușor, dar cu ajutorul lui Dumnezeu este posibil, slavă Lui. Și vreau să vă vând un secret. Un mic secret, nu mare, celor tine. Dacă vreți în viața de familie să puteți fi și pe placul Domnului și pe placul nevestei sau soțului, știți care e sfatul meu? Alegeți-vă un partener care are aceleași gusturi cu Dumnezeu. Că dacă ți-ai un băiat frumos, bogat, titrat și tot ce vrei în listă, dar n-are gusturi ca și Iisus Hristos, n-aș vrea să fiu în locul tău. Hristos vrea verde, El vrea albastru. Pe placul cui o să fiu? Hristos vrea sfințenie, El vrea păcat. Pe placul cui o să fiu? Că nu poți. Deci nu poți cu doi să iubești pe doi decât dacă cei doi sunt una. De asta e foarte important ceea ce spune Apostolul Pavel, căsătoria să fie în Domnul. Și când ai găsit un băiat care are gândurile lui Hristos și plăcerile lui Hristos și planurile lui Hristos, este ușor să fii și cu El și cu Domnul. Și când ai găsit o fată care are aceleași gusturi ca și Hristos și gândurile ei sunt gânduri lui Hristos și plăcerea ei este să calce pe urmele lui Hristos, e așa de ușor să fii pe placul Domnului și pe placul nevestei. Dar când ea și Hristos sunt la distanțe mari, nu văd cum poți fi în două locuri în același timp. Nu văd cum poți iubi și asculta două persoane care sunt total diferite sau diferite doar în anumite domenii. E foarte important să fim oameni care să-l ajutăm pe celălalt. Și exact același lucru trebuie să ne gândim și noi, frații. Soțiile noastre adevărat trebuie să ne iubească și trebuie să rămână iubirea aceasta. Cine le ajută? Dacă nu noi, cei care am fost așezați de Dumnezeu lângă ele, să le ajutăm. Și acum, după ce am făcut introducerea aceasta, la care m-aș bucura să rețineți un singur cuvânt, ajutor. Dacă ați reține măcar atât, tinerii trebuie ajutați să câștige inima care trebuie să o câștige. Noi ca părinți, noi ca biserică, și inclusiv noi, ca tineri, trebuie să-i ajutăm pe ceilalți. Aș vrea să rețineți același cuvânt, ajutor și în dreptul familistului. Noi, ca bărbați, dumneavoastră, ca soții, aveți datoria, obligația de a-l ajuta pe celălalt să fie plăcut lui Dumnezeu și plăcut nouă. Este datoria noastră. Este datoria noastră. Este foarte important lucrul acesta. Acum, pentru că am citit un pasaj dintr-un context unde Apostolul Pavel vorbește foarte clar de responsabilități, aș vrea să ne aducem aminte de câteva responsabilități practice pe care le avem în ideea aceasta de ajutor pentru celălalt, ajutor în voia lui Dumnezeu. Aici spune cuvântul clar că trebuie să fim, apar responsabilitățile. Și primul domeniu pe care l-aș aduce în discuție este domeniul sufletesc.
Știți care este întrebarea mea pentru noi bărbații? Cum ne-am ajutat soțiile în domeniul sufletesc? Mai concret, de când s-au măritat cu noi, au sufletul mai bun, au sufletul mai curat, este sufletul lor mai voios, mai bucuros. Pentru că, mulțumim lui Dumnezeu, avem suflet. Și când ne căsătorim, nu putem să neglijăm sufletul. Chiar dacă unii, probabil, datorită vârstei și limitării noastre, ca să nu spun alte lucruri, când ne gândim la căsătorie, ne gândim mai mult la trup. Eu nu cred că v-ați propus careva să spuneți în ziua anunții, auzi iubire, lasă sufletul unde vrei, eu vreau cu trupul să mă căsătoresc. Nu, ne-am căsătorit și am rămas trup și suflet. Și când este vorba de îngrijire, de ajutor în lumina Scripturii, noi nu putem separa. Dumnezeu nu ne-a făcut ajutor și nu ne cere să fim ajutor doar în domeniul trupesc, deși voi accentua și aspectul acesta. Și atunci întrebarea mea pentru mine și pentru dumneavoastră, bărbați, este ce ați făcut pentru sufletul soției de când v-ați căsătorit cu el? E prea grea întrebare, că ne aveți mulți ani de căsătorie. O întrebare mai simplă. Ce ai făcut pentru sufletul nevestei săptămâna aceasta? M-ar dorea dacă răspunsul ar fi sufletul. Sau ce-ți propui să faci pentru sufletul soției în următoarele zile? Pentru că știți care este convingerea mea? Că și voi ca mine, toți am vrea neveste cu sufletul plin de bucurie, așa-i? Niciun nu vrea o nevastă cu sufletul amărât, întristat, ca un pipiric. Am vrea nevestele să fie pline de bucurie în sufletul lor, să radieze. Să nu fie nevestele noastre cele care se discute cu sufletul lor, pentru ce te mâhnești și gem suflete al meu înăuntru. Nu ți-ai dori o astfel de nevastă? Un suflet care gem. Obișnuiesc să mai întrebe câte unul așa, ce-ți face nevastă? Bine, slavă Domnului. Zic, ce ai avut în vedere când ai zis că e bine? Păi zice, nu, a lovit-o tramvaiul, nu a lovit-o cancerul, știți, chestiile astea mari. Că... Adică nu-i la spital, nu-i... dacă are și servici, nevasta e bine. Și deodată vine să întreb, ai luat în calcul și sufletul ei când ai spus că e bine? Nu știți, asta complică puțin situația. Pentru că dacă eu nu știu cum arată un suflet bun, voios, eu pot să fiu lângă soție. Fratele mă întreabă, frate, eu acum e nevasta. Bine, slavă Domnului. Nevasta poate gândi, crapă sufletul în mine și eu. Și că bine. Dar asta e meseria de bărbat, fraților. Și Dumnezeu, când ne-a așezat lângă ele, ne-a dat în grijă și sufletul lor. Nu numai noi. Deci asta nu înseamnă că ele nu trebuie să aibă grijă de sufletul lor. Dar și noi trebuie să avem grijă de sufletul lor. De asta întrebarea, poate umilitoare, dar poate că ar ne ajută să ne trezim, este ce fac pentru sufletul soției? Pentru că Iisus Hristos se îngrijește de biserică sub toate aspectele ei. Și există o legătură trup-suflet. Hotărâte de Dumnezeu. Să vă spun o constatare la care am ajuns eu neplăcută. Ca să ai grijă de sufletul cuiva, îți trebuie foarte multe lucruri. Eu o să pomenesc două lucruri tare simple în seara aceasta. Concluzia la care am ajuns eu. Ca să ai grijă de sufletul nevestei, îți trebuie, printre altele, timp și bani. Și noi trăim într-o generație unde avem două mici probleme. N-avem timp și nu avem bani. Nu prea pricepeți legătura. Haideți să facem un mic test. Dumneavoastră aveți grijă de sufletul dumneavoastră? Răspunsul este afirmativ, da. Ce faceți pentru sufletul dumneavoastră? Și bănuiesc că unii o să spuneți, frate Iuga, ce fac pentru sufletul meu? Mă rog, citesc Scriptura, mă duc la biserică. Bun, să le iau doar acestea.
Citesc Scriptura. Ca să citesc Scriptura îmi trebuie timp. Ca să mă rog îmi trebuie timp. De asta rugăciunile noastre, Doamne, Tu mă cunoști, mă vezi, ai milă că nu prea avem timp. Ca să vin la biserică pentru părtășia frățeasă care are ceva de a face cu sufletul meu, îmi trebuie timp. Și unii știți de ce n-au venit în seara aceasta? Nu pentru că nu vor ceva pentru sufletul lor, pentru că n-au timp. Nu pricepeți cum e cu banii? La fel de simplu. A cam trecut perioada în care Bibliile se dau gratis. De fapt, niciodată nu au fost gratis. Alții le-au plătit și noi le-am primit. Acum, dacă vrei o scriptură, trebuie să încerci o librărie creștină unde ți se zâmbește și spune 60 de lei. Vreau cu litere mai mari, banii mai mari. Deci ca să pot citi scriptura, trebuie să scot bani din buzunar și să plătesc. Unii spuneți, frate, pe mine, tare mult mă ajută sufletește o cântare. Eu spun, super fain. O ajută și pe soție. Frate, mi-ai dat o idee, deci așa parcă îi crește sufletul, înflorește sufletul soției când aude o cântare duhovnicească. Eu îți dau un sfat, gratis. Cumpără un CD cu muzică bună creștină. Frate, zice, ce idee bună. Dacă te duci și zice, 10 lei CD-ul, aulă. Deci mie îmi pasă de sufletul neveste, dar chiar 10 lei, frate. La zice că îmi face nepotul unul că se pricepe la copiat. Sau se descurcă nevasta când e ea singură. Ca să vii la biserică, îți trebuie bani. Unii vei spune, frate, am venit pe jos, n-am venit nici cu tramvai, nici cu mașină, nu a costat nimic. Hai să fim serioși, știi cât s-au rost papucii? Nu, la modul serios, n-ar vrea să fim naivi. Ni se rod pantofii și vă spun, în seara asta, după ce ne ducem acasă, dacă să mai și încălzești un pic în biserică, vom ajunge la concluzia că cel puțin cămășile trebuie spălate. Ca mâine seara, dacă venim cu aceeași cămașă, să se poată închina și cel de lângă noi. Știți ce înseamnă la Cluj spălatul cămășilor? Timp și bani. Poate că noi de multe ori facem lucrurile foarte spiritual. Dar adevărul este că lângă rugăciune, lângă post, lângă cuvinte de mângâiere, lângă te iubesc, lângă toate limbile pământului, am pomenit numai două lucruri simple. Să porți grijă de sufletul tău. Să porți grijă de sufletul celuilalt înseamnă, printre altele, și timp și bani. Și acum, dacă îmi spui cât timp i-ai oferit soției în ultima perioadă și câți bani ai investit în soție în ultima perioadă, eu îți spun cam cât ai făcut pentru sufletul ei. Cu omajă de eroare. Surorilor, n-ar vrea să repet, așa-i? Că să știți că și sufletul unui bărbat, printre altele, este ajutat dacă investim timp și bani. Ala ei nu trebuie mulți bani. Mai puțin. Dar poate că și ei, câteodată, sunt ajutați. Eu nu știu la modul practic ce înseamnă banii aceștia. În ce se investesc, cum se investesc. Dar cred că trebuie să fim realiști. Câtă vreme trăim într-o lume materială, consumăm și materie, investim și materie. Și nu tot timpul poți doar să rupi o creangă din pomul vecinului, să iei flori din fața caselui vecina, că-s ieftine. Deci dacă vrei să faci ceva pentru celălalt, mai devreme sau mai târziu ajungi și la pundă. Că așa este. Cât ar fi de spirituală transmiterea Evangheliei, să știți, când fratele păstor merge la pompă, zice, Hristos adevărat, adevărat a înviat, sunt păstorul de la biserica de pe Carpați, Domnul să vă binecuvinteze, 20 de litri de motorină, 2 ori 50, 100 de lei, frate, drum bun cu Domnul. Așteaptă și dânsul și eu, așteptăm ziua când se merge la pompă, zicem, Hristos a înviat, să ne umple rezervorul, să se spună, adevărat a înviat, Domnul cu voi, dar nu s-o zi ziua ce. Deci deocamdată și Evanghelia, la modul serios, are nevoie în transmiterea ei de bani. Evanghelia e gratis, dar purtarea ei încă cere valori materiale. Așa a lăsat Dumnezeu lumea aceasta. Aș vrea cu seriozitate să ne gândim. Ne gândim noi cei căsătoriți. Aș vrea să se gândească și cei necăsătoriți. Și poate când discutăm cu copiii noștri care spune, mamă, vreau să mă însor, tată, vreau să mă însor, sunt foarte pregătit pentru asta. Poate o întrebare simplă ar trebui să fie,
te-ai gândit, dacă te căsătorești, ce poți face pentru sufletul acestei fete? Pentru sufletul acestui băiat? Oh, da, am un calcul acolo, un calculator, le-am pe toate. Bun, și până azi ce ai făcut pentru sufletul ei sau sufletul lui? Că dacă sunt numai în calculator, cu ideea că va veni o zi în care, eu aș spune, probează niște lucruri înainte. Dacă poți ucide un suflet sau poți înviora un suflet. Că dacă te-ai cununat și apoi probezi dacă ești bun la a ucide suflete sau la a înviora suflete, e cam târziu. Și unii s-ar putea să ne plângem într-o zi, trăiesc un mort spiritual lângă mine. Și cealaltă să spună, da, pentru că m-ai făcut cadavru. Că nu așa am fost când ne-am căsătorit. E foarte important să ne gândim la responsabilități care vin din partea lui Dumnezeu. Dar ca să nu spuneți că suntem prea spirituali, o să trec la partea a doua, pentru trupul celuilalt. Sau ca să nu iau lucrurile în general, adesea un domeniu specific, pentru sănătatea celuilalt, care avem vreo responsabilitate. Și să ne întrebăm ce pot face eu ca soț pentru sănătatea soției mele, ce poate face soția pentru sănătatea soțului, în ideea că toți ne dorim parteneri sănătoși, toți credem că sănătatea este darul lui Dumnezeu. Dar poate puțin ne gândim că este și responsabilitatea noastră să-l ajutăm pe celălalt. Eu multă vreme nu mi-am putut imagina de la ce se pot naște conflicte în familie. De fapt, cineva mi-a atras atenția că în familiile creștine nici nu trebuie vorbit de certuri, conflicte, ci doar de părtășie intensivă. Am zis, bun, e o altă denumire, că noi redefinim cuvintele și bine să le facem pe toate să sune spiritual. Dar știți cum mi-am dat eu seama? Unele familii din lumea asta, nu de aici, care mai au discuții neprincipiale, care mai produc uneori și răni, tocmai de aici pleacă. Că soția vine și spune soțului, dragă, am citit în Scriptură că eu sunt responsabilă să te ajut și în a face lucruri și în a nu face lucruri. Și uite, am observat că tu prea mult exagerezi cu munca, prea mult te duci la muncă, tot vrei să aduci bani, să facem, să avem. Uite, Dumnezeu m-a așezat lângă tine să spun, e destul. Nu mă interesează toată ziua să schimb perdele, nu sunt în competiție cu nimeni, nu mă interesează tot timpul să schimb pantofi, costumaje, să ne schimbăm mașină. Noi să mulțumim lui Dumnezeu pentru ce avem, tu lucrează mai puțin, stăm mai mult, ne rugăm mai mult și soția tot vrea să-l îndrume, dar frate, el nu ascultă. El tot numai la muncă, la muncă, la muncă, cum să nu se supere soția pe el? Pe de altă parte vine soțul și spune, iubire, nu mai trebuie să faci atât. Nu trebuie în fiecare zi să ștergi praf, lasă că mai șterg și eu. Nu trebuie doar tu să pui hainele la mașina de spălat, lasă că le mai pun și eu, că vreau o nevastă sănătoasă. Lasă că mai calc și eu hainele, că mă pricep, sau dacă nu învăț, sau poate mai fac macaroane cu brânză, că nu-i chiar așa. Sau mai reduc din pretenție. Dar ce credeți, fraților, că sora ascultă? N-ascultă deloc, ea vrea numai ea să facă. Cum să nu te superi pe ea? Vedeți, poate ar trebui să ne gândim în privința sănătății. Ne-am ajutat unul pe celălalt. Că suntem responsabili. Vreau să vă pun o altă întrebare, ca să sărim din nou la ceva mai duhovnicesc. Credeți în darul spiritual? Amin. Ar trebui să credem măcar în fraza aceea care o spunem, că fiecare copil al lui Dumnezeu are cel puțin un dar. Alții mai multe. Știți care este întrebarea mea? Ați observat de la rudenile dumneavoastră din altă parte a țării, de la cunoștințe, că la unii le dispar darurile după căsătorie. Înainte de căsătorie, băiatul, fata, chiar a fost evident pentru biserică că sunt binecuvântați de Dumnezeu într-un domeniu. Și vreau să vă spun că nu mă refer la lucruri care nu sunt autentice. Eu trebuie să recunosc, nu știu dacă mi-o să recunoaște, că sunt unii care vor să pară, dar nu vezi că-i spoială. Dar sunt unii la care n-ai cum să nu recunoști că acolo este darul lui Dumnezeu. Sunt băieți, nu aici, care ei, nu știu unde se uită, iau o chitară, când vin în fața mea să cânte o cântare, eu la un singur verset din Scriptură mă pot gândi. Din cartea profetului Amos. Când îi văd și îi aud, doar la versetul acela mă pot gândi. Aiurează în sunetul harfei, crezându-se iscusiți ca David.
E verset biblic, stați liniștiți. Deci dintotdeauna au fost unii care ei săraci, când au pus mâna pe, au crezut că David a fost nimic pe lângă ei și ei dau lovitura. Ne uităm la ei, ne rugăm, îi compătimim, ne mai roșim, ce să facem, asta este în fiecare familie. Pe de altă parte, vezi că vine altul și haideți să o recunoaștem cei care suntem mai în vârstă. Apare câte unul în față, te uiți, nu-ți place nici cum e tuns, pantalonii ai mai îndrepta un pic, cămașa ai mai... Dar când începe să cânte, uiți de păr, uiți de cămașă și spui, băi, ăsta are un dar. Și începi să lăcrimezi și Dumnezeu te cercetează prin el. Și există fete care au un dar din partea lui Dumnezeu, știu, încurajare, mângâiere. Cum hotărăște Dumnezeu pentru fiecare? Ați observat că la unii după căsătorie de aceștia le dispar darurile? Nu, nu le dispar darurile. Și ce se întâmplă? Au lângă ei un partener care nici nu le trece prin cap să-l ajute pe celălalt să-și folosească darurile. Și devin alte priorități, alte valori. Și de multe ori noi ca păstori simțim durerea aceasta pentru că oamenii aceia nu mai pot să fie folositori pentru că s-au căsătorit. Și partenerul spune, ți s-au schimbat prioritățile și acum altceva trebuie să faci. Și ce să faci? Ca să fie pace și liniște în familie și taci și mai lași chitara deoparte și mai lași misiunea deoparte și mai lași mugherea deoparte că... și începi să cânti. Ori e solist, ori e zafon, o Iisuse, a mea cruce. Spunea un frate, m-am trezit într-o zi spălând vas în bucătărie și ce cântam cântarea, atât am căutat rostul vieții, că am ajuns rob acestei căutări. Da bine, s-a nimerit la spălat de vase să cânte cântarea asta, că altfel... Întrebarea mea este și pentru mine și pentru tine și m-aș bucura să luăm nota 10. Ți-ai ajutat soția să-și folosească darurile primite de la Dumnezeu. Nu mă refer la mofturi, nu mă refer la nimic altceva decât ți-ai ajutat soția să-și folosească. Pentru că altfel, toți când prindem amvon și prindem textul, știți ce spunem? Vai de cel ce a îngropat talentul, așa-i? Vai de cel ce a îngropat talentul. Acum dacă soția ta nu și-l folosește, atunci nu pot spune că nu-l are, că mai înainte ați spus amin când v-am întrebat dacă. Spui, frate, ori l-a îngropat nevasta, ori am ajutat-o eu să-l îngroape. Și o întrebare pentru dumneavoastră, pentru surori, cât își folosește soțul darurile primite de la Domnul de când s-a măritat cu mine? L-am ajutat să-l folosească, l-am ajutat să înflăcăreze darul lui Dumnezeu care este în el. Am un mesaj de putere, de influență a unei femei, Doamne mare este, și îmi reușim bine. Sau l-am ajutat să-și-l îngroape? Că Dumnezeu m-a așezat lângă el să-l ajut, da? Vedeți, noi vorbim mereu de cunună veșnică. De eu m-am întrebat, vorbesc de cununa mea sau de cununa soției? Și poate că o întrebare pentru mine ca soț ar fi în cei 20 de ani de căsnicie, cât am ajutat-o pe soție să adune comoară în cer? Cât l-am ajutat pe soțul să adune comoară în cer? Dacă Dumnezeu ne-a așezat unul lângă celălalt, să ne ajutăm unul pe celălalt. În contextul românesc, chiar dacă mă feresc, nu pot să nu amintesc următorul lucru. Numele bun. Cam cât costă la Cluj un nume bun? V-ați uitat prin vitrină, așa să vedeți cam cât costă un nume bun. Nu știu cât costă astăzi la Cluj un nume bun, dar știu cam cât costa pe timpul lui Solomon. Solomon spunea că pe vremea lui un nume bun valora mai mult decât o mare bogăție. Acum, dacă Solomon a știut ce-i mare bogăție sau nu, este o altă
chestiune ce merită discutată. Un nume bun este mai valoros decât o mare bogăție. Știți, aici chiar suntem descoperiți. Să vă spun de ce. Vă cunosc pe toți cei de aici. Pe toți vă cunosc. Știu cum v-ați însurat. Fiecare v-ați însurat cu cea mai bună fată pe care ați știut-o. Amin? Păi n-aveți cum zice altfel. Nu. Deci aici trebuia să spuneți amin, așa să tremure geamurile. Că toți ați așteptat, deci unii care v-ați căsătorit de vreme, la o vârstă mai fragedă. Eu știu de ce v-ați însurat atunci. Că ați găsit-o pe cea mai, și ai zis să nu mi-o fure cineva, că la altă am văzut eu. L-am întrebat pe unul, zic, măi, discutai cu o fată și, păi ce frate, până tot m-am gândit eu altul. Zic, ți-o suflat-o, dar, învățătură de minte. Și unii văzând pățeane, altul zic, frate, am prins-o, e de acord, acum ori niciodată, acum. Alții, de ce a stat până la 30 de ani? 30 treaba voastră, adică, pentru că tot ați avut liste. Ionela, Mihaela, Mirela, eu știu care, Carolina, acolo, tot. 8.50, 8.75, 9.25, 9. Dar când a venit cea de nota 10, gata, slăvit să fie. Deci, nu poți spune că nu te-ai însurat cu o fată cu un nume bun. N-ai cum mă convinge. Că felul în care te-ai căsătorit îmi demonstrează că atunci când ai găsit-o pe cea mai bună, te-ai însurat. Așa am făcut și eu, deci nu vă învinuiesc. Așa este bine. Numai că întrebarea mea este, după câțiva ani de căsnicie cu tine, ce nume are nevastă ta? Există un miracol pe care eu încă nu l-am deslușit. Cum din făt frumos din tei devine făt frumos din lacrimă? Și n-am priceput, iară taina aceasta, cum din cea mai bună fată iese una dintre cele mai rele neveste. E o taină pe care încă nu pricep. Până vă gândiți dumneavoastră cam ce nume și ce notă are nevasta după câțiva ani de căsnicie cu dumneavoastră, o să le spun surorilor că le cunosc și pe ele. Acum, fraților, așa între noi fie vorba, și ele au listă. Nu vor să o arate, dar toată fata are lista ei. Dar știți cum e lista unei fete? Începe așa. Numărul 2. Gigel, 3. Ionel, 4. Mirel, 5. Frankenstein, eu știu care o fie acolo. Treaba lor, că acum suntem global pe toate meridianele. Dar știți care e numărul care rămâne gol în permanență? 1. Deci ele sunt mulțumite de lista care o au, dar mai așteaptă puțin, dar dacă apare numărul 1. Și într-o zi se întâmplă miracolul, fie numărul 8 devine numărul 1, fie un altul a apărut pe un cal alb înaripat, a trecut pe numărul 1 când l-a găsit și ele se mărită tot cu ochii deschiși. Deci, surorilor, n-aveți ce spune, și dumneavoastră v-ați măritat cu băieți cu nume bun. Și eu vă spun, până astăzi, n-am prea întâlnit, și sunt sigur că nici de acum nu voi întâlni prea mulți, care se vine să spună, frate Iuga, nu știi vreo fată așa prăpădită pe undeva, că aș vrea să mă însor. N-am prea, primesc multe mail-uri de la fete, dar niciuna nu a întrebat, frate, dumneavoastră circulați omul așa, un vagabond, un derbedeu, nu știți că m-aș mărita. Nu, deci toate, și mi se pare absolut normal, că așa le învățăm, așa ne rugăm, și toți băieții doresc băieți și fete cu nume bun. Acum întrebarea mea este, au nevestele noastre, bărbații noștri, măcar același nume bun care l-au avut când ne-am căsătorit? Și dacă nu, ce-am făcut noi în privința aceasta? Și o să iau, spun două domenii practice, o să iau unul în dreptul bărbaților. Surorilor, câte apreciați un bărbat cu inimă largă, cu inimă mare? Spuneți de. E valoros un bărbat? Sigur că da. Să încapă toată lumea și dumneavoastră. Știți care este pericolul major a unui bărbat cu inimă mare? Minciuna. Un bărbat cu inimă mare care vrea să îi ajute pe toți, să-i servească pe toți, să facă toate lucrurile, candidează foarte, foarte repede la a fi mincinos.
Pentru că, dragii mei, nimeni nu poate face totul pentru toți. Întrebarea mea este, ce face o soție care are un bărbat cu inimă mare? Că eu vreau să vă spun că am niște dureri. Și una din dureri, știți care este? Când vreau să fac ceva sau discut ceva cu un frate, și după ce discut cu fratele, mă sună soră. Deci, frate Iua, când a zis Gheorghe meu că ajunge la dumneavoastră, zic la ora 2. Deci așteptați-l la 10, că el are un decalaj de atâtea ore. Eu apreciez că sora e grijulie cu timpul meu. Dar mă deranjează că nu mi-a spus lucrul acesta plângând, că vorbea de bărbatul ei. Sau când spun, a spus că ne întâlnim marți. Zice, dar nu v-a spus care marți. Zic, am înțeles că asta. Nu, zice, cred că e 2025. Și uneori, din nefericire, au și dreptate. Apreciez că vrea să mă avertizeze, dar nu apreciez că nu lăcrimează. Pentru că întrebarea mea este, ce ai făcut ca soție să n-ajungă soțul tău aici? Și surorilor, eu totdeauna am lucruri mari de spus, o să vedeți cât de mari, foarte complicate. Știți ce aș face eu lucrul meu dacă aș avea un bărbat cu inimă mare? După rugăciune și toate, că tot ce știți nu vă spun acum, vă spun lucrurile acestea mai simple. M-aș duce, aș cumpăra o agendă. Agendă se cheamă. E un lucru foarte complicat. Și apoi când ar veni Ionuț acasă, ar fi și hodinit, i-aș face mâncarea care îi place și tot. Spune Ionuț, uite, vreau să spun pentru ce am mulțumit eu astăzi lui Dumnezeu. Astăzi, în mod special, am mulțumit lui Dumnezeu pentru tine. Sunt așa de fericită că Dumnezeu mi-a dat un bărbat atât de bun. Apreciez bunătatea ta, inima ta mare. Dar am auzit undeva că oamenii cu inima mare ar putea ajunge și mincinoși. Că meseriașii buni ar putea ajunge și mincinoși. Și vreau să spun, una din durerile mari în viață care ar fi să prind ziua când despre tine, soțul meu, să se vorbească așa. Prin urmare, uite ce lumină mi-a dat Domnul. Eu sunt ajutorul tău potrivit. M-am gândit să nu-ți complic viața, că și așa e complicată. M-am gândit să te-o simplific. Și am următoarea rugăminte. De dragul meu, de dragul lui Hristos, a bisericii, de dragul cui vrei tu. De câte ori sună telefonul și cineva vrea să te invite să faci ceva, să ai un răspuns simplu, politicos și concret. Cu toată plăcerea v-aș ajuta, dar am o mică problemă. Nu am agenda la mine. Și pentru că îmi place să fiu om de cuvânt, rugămintea mea este, mă sunați de seară între 8 și 9, când voi fi acasă unde mi este agenda. Nu spui că e la nevastă, ci spui că acasă unde mi este agenda. Și vă voi da răspunsul. Și seara când vii acasă și sună, că nimeni nu se supără să sune încă o dată dacă are nevoie de tine, tu atâta spui, când spuneți marți, în 17 la ora 4, soția spune, la 5 se poate, că la 4 ești la biserică, la repetiții de cor. Sau te-ai angajat că te duci acolo să faci. Oare chiar atât de complicat ar fi să fim oameni de cuvânt? Și surorilor, chiar așa de complicat ar fi să-i ajutați pe cei cu inimă mare să fie oameni de cuvânt? Chiar așa de greu ar fi pentru tine ca soție? Ți-ar pica așa de greu să auzi când e vorba de bărbatul, sora Maria, dacă ăla a spus că la 3 e la tine, poți să-ți verifici ceasul. Dacă se întâmplă ceva, stai liniștit, el te sună din timp, domne, sunt în trafic, sau a apărut ceva, dar principial vorbind, când el a spus da, rămâne da. Poate că aici ar trebui unele soții, pentru că, de ce spun lucrul acesta? Soțiile, în general, sunt mai ordonate, mai atente la drept. Aveți alte daruri din partea lui Dumnezeu. Oare n-ar trebui să le folosim și pentru casa noastră? Și pentru soții noștri, dacă toți suntem ajutor potrivit? La bărbați nu o să le dau mult de lucru, nici agende, că nici pe a noastră nu putem ține, dar o să vă spun un lucru care se întâmplă prin unele biserici, așa mai rar. Dar e bine să avem grijă că așa este o chestie în expansiune.
Mai apare câte o soră la biserică îmbrăcată mai altfel, ca să nu vă dau eu detalii. Și dacă cineva zice, vin că așa îi place bărbatului meu. Soțul meu a zis să vin așa. Eu cred. Acum cine l-a murit pe soț să-i placă așa, chiar nu știu. Dar nici nu mă întreb. Eu mă gândesc cam câtă minte are bărbatul ăla. La modul serios. Și să vă spun de ce. Cum îți place ție una. Dar eu dacă m-aș gândi mai puțin, să spun, dacă nevastă mi-ar veni la biserică cum îmi place, cum îmi place mie, oare ce-ar zice cei din biserică? Și vă spun, așa cât vă cunosc de pocăiți, dacă ar veni cineva îmbrăcat cum ne place nouă, noi, ca de obicei, am pune etichete. Am dat nume. Numai apoi mă gândesc, dacă aș auzi eu numele și etichetele care le pun surorile și frații pe nevastă mea, nu mi-ar conveni. Și atunci poate m-aș gândi, când vine la casa Domnului, să țină cont de anumite lucruri. Și chiar dacă soția i-ar fi așa numai spirituală și numai în duh și n-ar ține cont de lucrurile pământești, și-ar spune, iubire, eu așa mă bucur de tine, cât ești tu, numai la lucrurile de sus te gândești. Te invidiez pentru viața asta faină. Dar acum noi ne ducem la biserică. Și la biserică, în timp ce ne gândim la lucrurile de sus, sunt unii care văd lucrurile de jos. Nu toți sunt așa de spiritual ca tine. Și eu cred că acolo unde mergem să ne închinăm, ar trebui să te gândești nu numai la Dumnezeu. Vedeți, de multe ori problema noastră este că noi spunem lucruri, dar le spunem cum nu trebuie. Când mai discutăm câteodată, le spunem surorilor, aveți grijă cum vă îmbrăcați când veniți la biserică, că veniți în prezența Domnului. Eu dacă aș fi soră, știți ce aș gândi? Și ce dacă? Că voi îmi predicați că Domnul e peste tot prezent, că Domnul vede orice. Prin urmare, când sunt acasă, sunt în prezența Domnului, când sunt la serviciu, sunt în prezența Domnului, în baie sunt în prezența Domnului și în biserică sunt în prezența Domnului. Care e diferența? Nu, eu nu așa îi spun nevestei. N-a trebuit să-i spun niciodată, apropo, slavă Domnului. Eu știu ce-i spun nevestei? Auzi, tu ai grijă că te duci în prezența bărbaților care vin la închinare. Și? Păi și ăștia îți spun eu cum sunt, ca mine. A, da? De ce? Nu în primul rând, dacă vreți să fiu egoist, nu în primul rând de dragul surorilor să nu-și facă păcate și să bârfească, nu în primul rând de dragul fraților ca să nu păcătuiască. Dacă vreți la modul egoist, în primul rând, de dragul meu și a nevestei mele. Pentru că mă interesează ce nume are nevastă mea. Și dacă nevastă mea 27 de ani, până nu s-a măritat, cu mine a avut un nume bun și curat, m-aș bucura să aibă numele bun în continuare. Și eu, ca ajutor din partea lui Dumnezeu, ar trebui să-mi pun mintea la contribuție și când este nevoie, să o ajut pe nevastă să păstreze un nume bun, care este de mare preț și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amin? Așa că ar fi bine să ne întrebăm ce am făcut pentru numele bun a celuilalt și ce ne propunem să facem în continuare. Și, dragii mei, puteți dumneavoastră să luați orice subiect doriți. Dacă păstrați în minte aspectul acesta, am venit împreună, în familie, nu ca să ne încurcăm unul pe celălalt, ci ca să ne ajutăm unul pe celălalt. Și sunt două domenii majore în care trebuie să ne ajutăm ca familiști până în ultima zi a vieții noastre. Să fim plăcuți lui Dumnezeu și să fim plăcuți partenerului. Sperăm niciodată să nu fie contradicție între cele două domenii. Dacă vreodată se va pune ideea de a alege între a fi plăcut lui Dumnezeu și a fi plăcut celuilalt, rămâne ordinea stabilită de Scriptură. Dar niciodată n-ar trebui ca partener, ca familist, ca soț și soție, să-l pun pe celălalt să aleagă. Pentru că îi se va frânge inima.
Un om născut din nou îl iubește pe Dumnezeu și își iubește soția. O femeie născută din nou îl iubește pe Dumnezeu și își iubește soțul. Și cele două lucruri trebuie să rămână. Îl iubim pe Dumnezeu și ne iubim partenerul. Cum? Suntem pe placul lui Dumnezeu, suntem pe placul partenerului. Cum? Ajutat de celălalt. Odată ce ne-am căsătorit, nu putem să spunem, e problema ta doar. Tu să ai grijă să fii pe placul lui Dumnezeu. Tu să ai grijă să fii pe placul meu. Nu. Trebuie să spun, în așa fel mă voi comporta, să-l ajut pe celălalt să fie pe placul Domnului. Și în așa fel mă voi comporta, să-l ajut pe celălalt să fie pe placul meu. Și uneori ar trebui să ne întrebăm poate un lucru foarte simplu. Cum ar putea fi bărbatul pe placul meu dacă niciodată nu i-am spus ce-mi place? Niciodată nu i-am spus ce doresc. Acum eu știu, mai ales când e vorba de fete tinere, ele tare mult ar vrea băieții să ghicească. Îmi pare rău că nu vă pot sugera, măritați-vă cu ghicitor. Că nu v-ați dorit lucrul acesta. E fain când celălalt ghicește. E fain surorul când soțul ghicește ce ți-ai dori. Zici, frate Iuga, așa mi-aș dori să mă pot ruga cu soțul. I-ai spus odată? Nu. Bine. Dorește-ți în continuare. Așa mi-aș dori într-o seară să... Așa mi-aș dori să discutăm despre copii. Așa mi-aș dori să discutăm împreună cu copii. Așa mi-aș dori... I-ai spus? I-am spus, frate, odată și nu m-a băgat în seamă. Mai spun eu odată. Mai spun eu odată. Că din câte înțeleg eu, Domnului care cunoaște tot, îi spuneți de mai multe ori. Ce ziceți? Domnul cunoaște tot, cunoaște toate dorințele noastre și îi spunem odată și iar îi spunem și iar îi spunem și iar îi spunem. E fel la fel și cu bărbatul. Cu dragoste, cu respect. Adu-i aminte că sunt lucruri pe care ți le dorești, dar verifică ca lucrurile care ți le dorești să nu vă scoată în afara voiei lui Dumnezeu. Că rămâne să fim pe placul Domnului. Și în așa fel să mă verific, să spun, dorințele mele ca soție, îl vor pune pe soț să aleagă între mine și Dumnezeu sau nu? Că dacă răspunsul este soțul meu, ca să-mi fie mie pe plac, trebuie să uite de Dumnezeu, sfatul meu este, uite de dorințele tale. Că sigur sunt păcătoase, nebiblice. Dar dacă eu mă verific înaintea lui Dumnezeu și spun, dorințele acestea sunt curate, sunt sfinte, sunt în voia lui Dumnezeu, este normal să comunic cu soțul, să mă rog pentru aceasta, să investesc și să-l ajut. Nu doar să aștept, să-l ajut. La fel este și în dreptul nostru, ca bărbați. Și noi avem dorințe. Și noi am vrea ca soțiile să țină cont de dorințele noastre. Dar primul pas este verificarea dorinților. Dacă eu îi cer soției să țină cont de dorințele mele, mai poate ține cont ea de dorințele lui Hristos. Nu o pun pe soția mea în situația de a spune judecă tu singur, bărbate. Judecă tu, că ești om cu judecate. Dacă este mai bine să ascult de tine sau de Dumnezeu. Asta este o întrebare retorică. Nu așteaptă răspuns. Mă verific ca soț și spun, acestea sunt dorințele mele. Ele sunt curate, ele sunt în voia lui Dumnezeu. Și dacă soția ar ține cont de ele, cu nimic n-ar călca voia lui Dumnezeu. Le-am verificat, le-am triat și apoi le împărtășesc cu soția. O dată, de două ori, de șapte ori, de 70 de ori, câte? 7. Încet, încet, dacă le împărtășesc, pentru că așa ne-a învățat Mântuitorul, dacă la miezul nopții te duci și spune, nu mă trezesc, măcar pentru stăruința lui să nu fie supărătoare, dar soția să spună, dacă soțul mi-a zis de atâtea ori lucrul acesta, înseamnă că este o chestie importantă pentru el. Nu glumește. Și pentru că este un lucru bun, nu mă scoate din voia lui Dumnezeu, cred că ar fi bine să țin cont și de lucrul acesta. Înainte de a aștepta ajutor de la alții. E adevărat, trebuie să ne ajute biserica, trebuie să ne ajute, ar trebui să ne ajute societatea, de a ne încurcă, înainte de a ne gândi la alt ajutor. Haideți să ne întrebăm noi la modul sincer, cât ne-am ajutat unul pe celălalt până astăzi în cele două domenii? Pe placul lui Dumnezeu și pe placul meu.
Și dacă vom investi mai mult în a-L ajuta pe celălalt, cel ajutat, tot în puterea lui Dumnezeu ne va ajuta pe noi. Și acesta este, de fapt, rolul căsniciei. Doi oameni care se ajută în mod reciproc să fie pe placul lui Dumnezeu și pe placul celuilalt. Amin.